Miercuri 4 mai 2011, la Complexul Expozițional Expo Transilvania din Cluj-Napoca, a avut loc deschiderea oficială a celei de-a 17-a ediție a Târgului Internațional pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Ambalaje Agraria. Recunoscut fiind ca unul dintre cele mai importante locuri de întâlnire pentru fermieri și reprezentanții sectorului agricol din România, evenimentul beneficiază de parteneriatul deja tradițional cu firmele NHR Agro Partners și Chantal Schul Impex, precum și de colaborarea eficientă pe plan local cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Cluj. Ediția din acest an se bucură de prezența a peste 250 de expozanți care își vor prezenta oferta pe o suprafață de 20.000 de metri pătrați. Austria participă cu un stand național, Ungaria cu standuri colective, iar pe lângă firmele românești care participă cu standuri individuale, regăsim și companii din Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia și alte state. Sunt foarte încântat de ceea ce văd, dar sunt convins că cel mai de calitate lucru pe care îl vom întâlni ca și în alți ani este, în primul rând, calitatea oamenilor prezenți. Dincolo de echipamentele de ultimă generație, dincolo de animalele performante de genetică, aș spune că, în primul rând, calitatea oamenilor din Transilvania, a expozanților, dar și a participanților la această expoziție, îmi permite să fiu optimist că în cele două zile pe care le voi petrece printre oameni aici, voi putea găsi soluții. Dorința noastră este de a avea o platformă pentru ca vizitatorii să poată face comparații și apoi să ia decizia corectă privind achizițiile. DLG organizează în Germania două dintre cele mai mari expoziții din lume, unde fermierii găsesc tot ceea ce au nevoie în ferme. Prin subsidiarele noastre, la fel cum este aici în România, aplicăm concepte originale, adaptate specificului local. Dorim să organizăm și aici un eveniment care să aducă progres în agricultură. Lansăm anul acesta un proiect interesant cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, un proiect în care dorim să implicăm cât mai mulți studenți din an terminal de la Universitatea de Agronomie, în proiecte, în consultanță pentru proiecte europene, în ideea și din dorința de a încerca să facem în așa fel încât să accesăm cât mai mult fondurile europene, unde avem probleme, suntem deficitari. Ferma Media Group, în calitatea sa de partener tradițional al manifestării, a pregătit și de această dată multe surprize vizitatorilor. Mii de premii în stand, cărți de specialitate, abonamente promoționale la revista Ferma și la revista Recolte Bogate, primul număr din 2011 al revistei Utilaje Agricole, precum și obiecte promoționale, vor fi oferite în cadrul tombolelor organizate zilnic. Vom avea foarte multe concursuri, o tombolă cu premii interesante, Marea Tombolă Agraria cu extragerea duminică. În prima zi a târgului a avut loc forumul de dezbateri cu tema Însămânțările artificiale la specia bovină. În continuare sunt programate mai multe evenimente grupate sub genericul Zilele Fermierului, eveniment în cadrul căruia se organizează seminarii și vizite de documentare pentru fermieri din județele limitrofe. În zilele următoare așteptăm prezența Ministrului Agriculturii, domnului Valeriu Tabără, și domnul Funeriu, ministrul învățământului, va fi prezent la Cluj pentru o serie de activități. Sperăm să ne viziteze și pe noi. Și cea mai importantă vizită, premieră în România, Comisarul European pentru Agricultură, domnul Dacian Cioloș, va fi prezent în Cluj și va vizita și Târgul Agraria. Duminică 8 mai, în ultima zi a manifestării expoziționale, va avea loc un interesant concurs de tuns oi, manual și mecanic, și Marea Tombolă a Târgului.